Continuăm cu alții oameni curajoși. În vara aceasta au făcut o mega nuntă cu 600 de invitați. De data asta au făcut un super videoclip, doar ei doi. Vedeți despre ce este vorba. Adina Popovici și Mihai Sicoie sunt acum aici să ne spună cum au zburat cu elicopterul și cum au fost la un pas să se răstoarne într-un lac Băiciucă cu bărcuța. Hai, lasă-mă că a fost periculos. Hai să-i poftim. Sărut mâna, doamnă, ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine și am revenit cu mare drag, dar n-am venit cu mâna goală, știm că voi ați împlinit 15 ani. Mamă, 15 ani. Randi, avem jumări, vrei? Jumări? Jumări, zacuscă de zacuscă, casă, pălincă. E cu ciupeci, cu hribe, știi? De munte. De munte, perfect, frumos. Vă rog să luați un loc. Iată, am primit jumări cu ocazia celor 15 ani. Ne ajută. Da. Randi, jumări, când ai mâncat ultima dată jumări? Vrei să zic ceva? Fii sincer, când ai mâncat ultima dată jumări? Nu, o să fiu foarte sincer și o să zic că n-am mâncat în viața mea jumări. Niciodată. Eu zic să gust chiar neapărat să gust. Să român care vrea să mâncă jumări, poate că erai. Da, eu sunt jumate grec, deci am. Păi și nici când erai mic. Bă, spun sincer că nu m-au grăsime prăjită, nu știu ce să zic. Păi dacă erai mic, tăiat. Da, nu eram eu cu carne prăjită, nu deloc. Randi, te contrazic să știi că nu este doar grăsime prăjită. Da? Dacă te uiți atent, este și carne. E și cărniță, dar nu mă uit atent, bine zis. Dacă te uiți atent, alege cărnița. Bă, deci la jumăr nu te-am găsit, la zacuscă? Zacuscă. Cu ciuperci. Zacuscă, mai nimeni rău de tot. Asta e din partea mea, dar de acasă. Mamă, știam pentru că domnul Radic a venit să ne cânte frumos, dulceață de ardei iuți. Da, mai oprește și tu, nu-mi dat. Păi nu vreau să știi cum, dar din dar, că-ți place iute. Da. Așa? Și dulceața de prune? Unde mai vrei să le bag? Nu, că îmi dă tata Majun. Îți dă tata Majun? Ce bine îmi pare că m-am întors, da, crede-mi. Da, mă, păi ești nebun, nu pleci cu mâna goală, ia prieten. Ia miroase. Tratament. Asta nu-ți place, nu? Coalina și tata face. Asta făcea, e tratament. Făcea. Nu pot să beau țuică, dar astea o să le mănânc chiar azi. Te rog frumos, păstrez eu doar dulceața aia de prune de la colegii tei, că mi-au făcut semn în spatele camerelor de filmat. Zic, bă, da, proste, Doamne ajută, bă, și da, nu proste, se pleacă cu mâna goală. Dar din dar se face... Uite-l pe domnul Radi, uite cum pleacă, vezi că e albă ca zăpada. Perfect. Adina și Mihai, mulțumim mult, noi facem cadouri, dar din dar se foarte face raiul. Foarte bine, da, așa se zice, așa se zice, da, foarte bine. Am păstrat pălinca, uite-te acolo, nu dăm nimic. Să știi că pălinca e de la nuntă. De la nuntă? Mi se, da, pare normal. Perfect, pe ce, mai rămas pălinca de la nuntă? O mai rămas, o mai rămas, pentru că am făcut... Pe 600 de persoane nu s-a terminat pălinca? Da, dar și 80 de litri de pălinca nu s-au băut toți. Nu s-au băut toți. Deci, au ales... Ați avut acolo, țineau poste, erau, cum adică? Am avut de toate. Mai bine, da. 80 de litri, ia calculează tu că... Că, ciucă. De la țuică. Cât a durat nunta? 3 zile. 3 zile, băi nene, 3 zile, 600 de persoane. Hai să zici că n-au bătut 600, că n-au bătut și femeile. Toate pune 300 de persoane, ciucă. Deci 300 de persoane, 80 de litri, 3 zile. Cât i-a revenit fiecăruia? Cum o 300 de persoane? Păi 600, am pus jumate, bărbații. Așa. 300. 300 de persoane, 3 zile... Au avut la dispoziție 80 de litri de țuică. Așa, sunt și capusul. Cum calculez? Și cal... Cum? Cum calculez? Păi n-ai făcut matematică? Nu. Câtă țuică a avut fiecare invitat? Deci 300 de invitați, 80 de litri de țuică, 3 păi zile. Nu, câtă țuică a avut fiecare invitat? 80 împărțit la 300. Împărțit la 300, păi exact. Da, 80 împărțit la 300. Asta ai vrut să zici. Păi da, dar 3 zile. 0,2666 pe zi. Îți dai seama, 200 de mililitri pe zi este mult, pentru că țuica nu e 200 de mililitri, ce vin, sau... nu lucrez cu campionii, stai să vezi cum la, la 53 de grade cât are. Da, ia povesti, deși cum a fost la nuntă, ziceți așa. Super, super frumos, petrecere. Ne-am revenit, noi oricum o ținem tot într-o petrecere. După nunta noastră am fost la botezul lui Iair, la Vlăța lui Pău, da. Ia. Acum a venit cu piesa nouă să facem petrecere și aici, la Măruță. Perfect. Noi tot într-o petrecere ținem. Am văzut imagini de acolo, de la, zici că a fost Antoldul la voi la nuntă. Da, am avut ați și... avut efecte speciale. Da. Am avut momente, momente și cu muzică populară, muzică de petrecere, momente cu muzică de la Antold, cum ai spus tu, Adineauri. Putea să fie altfel, pentru că știi, la Cluj cu Antold, așa, da. Genii sunt învățați cu muzica asta. Și cum a fost 3 zile? Adică cum a ținut 3 zile? Prima zi a fost ziua pregătirilor, să spunem așa, dar noi am petrecut acasă în timp ce ne pregăteam. Ziua pregătirilor cu pălincă, cu, șatul, cu șaturi, cu muzică. A doua zi?
a doua zi petrecere. La Zamalcră. A doua zi după nuntă. Nu, a doua, păi când deci a început prima zi pregătirea. Înainte da. Pe urmă nunta, petrecerea, nunta mare, petrecerea mare. Da, și cununia religioasă și a treia zi vindecarea, se zice la noi, sau Zamalcră. Zamalcră, la mine în zonă se zice Zamalcră. Când țara moților. Se zice vindecare. Perfect, a mers și fumul greu, a pornit, a fost perfect. Da. Eu mai prezint evenimente de genul ăsta și câteodată nu ne pleacă bânene la miere de fumul greu și ia uite, au ieșit câteodată prea pleacă. Da. Câteodată și... a stopăcut totul pe săracii miri, pentru că și noi cântăm la atâtea evenimente. Când văd imaginele de la nuntă, pe melodia, pe melodia noastră, Mai mult de o viață te voi iubi, pe care am cântat-o imediat după nuntă și aici la tine. Și... Adică voi dansați acolo și cântați. Da, da. Exact, exact. A fost frumos și iată că au trecut aproape 6 luni. Nu, la o parte, acum îmi dădeam seama că era ceva în plus. Și au trecut 6 luni? De la nunta noastră, da, uite, în 7 noiembrie sunt 6 luni. Dar a trecut frumos. Foarte frumos, foarte frumos. Dar să vezi câte am mai făcut de atunci. Ce s-a mai întâmplat? Câte am mai făcut, câte proiecte, venim, câte... Venim și cu o piesă nouă, astăzi la tine, o piesă care deja este destul de virală pe TikTok. O piesă care mi-a adus numai peripeții așa la... Asta e. Este un pic așa mai... Mai de petrecere? Mai de petrecere, mai... O să-ți faci și tu un TikTok, dacă vrei, Ciucă. Da. Am început, am intrat. Da? Piesa nu-i doar pe TikTok, piesa e și pe YouTube. Nu, special pe TikTok. Adică când devine virală pe TikTok, înseamnă că e de acolo pleacă succesul. E de bine, da. Și cum se numește? Dăm, Doamne, o viață în plus. Piesa e foarte frumoasă. Peste tineri, voi. Da, dar tocmai de asta e o piesă așa, cu un vibe bun, știi, de oricum, viață. Doar la un pas am fost să cerem cu adevărat o viață în plus, pentru că era să ne răsturnăm cu barca. Să ne răsturnăm cu barca. Păi stai, aveți una imagine, am văzut acolo și o să vadă și cei de acasă. Practic ați filmat un videoclip și cu elicopterul, nu? Da. Da. Hai, spune tu, spune tu. Te las pe tine, te las pe tine cu elicopterul. Că știi că ție ți-a plăcut mai mult. Pentru prima dată în viața noastră am zburat cu elicopterul și am zis: hai să zburăm pentru prima oară și să și filmăm un videoclip. Prima dată am urcat în elicopter, nu știu, probabil mulți dintre cei care ne urmăresc au urcat într-un elicopter și pilotul elicopterului la un moment dat pornește ce... cum să spun... componentele, piesele funcționale, cum ar fi o pompă de combustibil, o pornește și pe cea de rezervă, pentru că în aviație totul este dublat. Noi când am văzut că deja elicopterul era la un pas să se ridice și am văzut că ia contactul, am zis, când am văzut că ia contactul, deși el nu l-a luat, l-a pus, a pornit și cele secundare, îți dai seama, ne-a speriat, am zis, ce elicopter o fi ăsta, de trebuie să ia contactul să-l pune iar, o avea erori. Dar cât mai costă să te dai o oră cu elicopterul? Putem să spunem... Da? Nu firma, cât costă așa o oră? Da, în cam principiu, 800, 800 de euro. 800 de la 800 în sus. O oră? Da, pentru oră. Că este foarte scump planul de aterizare. Planul locul. De aterizare și combustibilul. Combustibilul este foarte scump. A fost o experiență foarte faină și... Apoi v-ați dus cu barca. Da, cu barca. Aici a fost mai complicat pentru că mie îmi e frică așa să plec în larg. Îmi place să mă duc la mare. Și pe apă și în aer, peste tot. Vreau să stai pe pământ. Da, dar cu elicopterul mi-a plăcut mai mult. Cu barca nu prea. Era și să ne răsturnăm acolo. Doamne ferește, prin câte am trecut pentru videoclipul ăsta. Știi cum e, la un moment dat, pentru cei care ne cunosc mai îndeaproape, se și vede cât de crispat eram eu, pentru că Adina, în loc să se concentreze, să filmăm, să zâmbim, ea zicea, te rog, du-mă la mal, nenică. Cameramanii, zâmbește, Adina, hai, zâmbește, nu mai pot, mi-e frică să nu cad. Asta a fost cu velierul în larg, cu acesta din imagine, da. Dar când am ajuns pe această barcă, aici au început peripețiile. Până să ajungem aici a fost destul de complicat. Dar asta nu te răstorne așa ușor, doar pare că te răstorne. Pare, dar chiar am luat apă cu barca ce-am podobită cu flori. De emoție, am uitat să-mi dau păpuci și jos și abia pe urmă mi-am văzut un videoclip, deci îți dai seama cât de stresată am fost deci, pentru... Deci, oameni buni, nu e chiar ușor, da? Haideți să cântăm, să vadă lumea despre ce este vorba. Adina și Mihai ne cântă, găsiți piesa și pe YouTube și pe TikTok, o găsiți peste tot. Oameni buni, să aveți succes, să vă meargă bine frumos. În viață și când e să ne mai dați, să mai faceți vreun anunț, vă așteptăm, suntem aici, da? Mulțumim frumos, Cătălin. Perfect, păi, Doamne ajută. Și vă așteptăm la... în următoarea perioadă să facem un anunț, nu? Am înțeles. Să zicem. Nu am zis vă așteptăm nimic. La Cluj, vă așteptăm în Ardeal. Eu am înțeles. Ai înțeles ce trebuie să... fie cu succes. Doamne ajută!
Băiat sau fată? Să fie, mă rog, hai să cântăm. Ce vrea Dumnezeu. Adina și Mihai, oameni buni, ne cântă. Iar noi rămânem aici și dumneavoastră cei de acasă puteți să fiți pregătiți pentru că hotărâți cine pleacă, cine părăsește competiția pentru, pentru biletul de aur la Survivor 2023. Să dăm drumul la muzică, să-i vedem pe acești tineri și în elicopter și în barcă și pe uscat și să ne bucurăm de muzică. La mulți ani de Sfântul Dumitru! Niciodată nu pot să spun nu. Și de-ar fi să-l torc pe dos lumea, vreau să mă bucur de viața mea. Oricât mi-ar cere sufletul, niciodată nu pot să spun nu. Și de-ar fi să-l torc pe dos lumea, vreau să mă bucur de viața mea. Dăm doamne o viață în plus, la la la. Să fac tot ce-n gând mi-am pus, la la la. Încă o viață frumoasă, la la. Și-apoi de nimic nu-mi pasă, la la. Dăm doamne o viață în plus, la la la. Să fac tot ce-n gând mi-am pus, la la la. Încă o viață frumoasă, la la. Și-apoi de nimic nu-mi pasă, la la. Frumos, vă mulțumim mult de tot, să aveți succes și baftă!